înțeleasă Dumnezeu. A fost, mai corect și trebuie așa, a fost aleasa lui Dumnezeu, care a fost binecuvântat prin Duhul Sfânt, să nască pe Mântuitorul Iisus Hristos. Copii, dar știți voi unde s-a născut Iisus Hristos? Da! Pe pământ! În biserică! A fost născut într-o grănaște de voi. Așa, bun. Într-un ocol de voi, da? Așa. Dar unde? Ce știi? Unde a fost născut? Așa, așa, unde? Sub Luceafără. Sub Luceafără, da? Bun. Copii, voi știți vârsta Mântuitorului care a venit pe Mântuitorul? Ce vârsta avea Iisus Hristos? Câți ani a trăit pe Mântuitorul? Asta e foarte important. Mulți ani. Cât mulți? Mulți asta câți? 12 ani. 300. Luna doar făcea lucrarea fiind îndemnat de către cel viclean. Satan. Deci, așa, Satan. De ce spunem noi rugăciunea Tatăl nostru? Cum spunem noi acolo, la sfârșitul Tatălui nostru? Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cine? De cel viclean. De cel viclean. Iată copii, cel viclean, el toată vremea caută să ne ispitească pe noi, ca noi să facem păcat și să nu-L iubim pe Dumnezeu. Ia, care lucruri îi plac lui Dumnezeu mai mult? Rele sau bune? Bune! Dumnezeu, dar cine iubește lucrurile rele? Satan! Satan! Satan-i diavolul! Așa! Ia, copii, cine e asta, Satan? Șeful diavolului! Șeful diavolului. E bun, da. Deci, Satan este antipodul lui Dumnezeu sau al lui Hristos. Este, adică contra toată vremea, contra toate, contra lui Dumnezeu. Dușman. Exact. Dușmanul. Dușmanul îngerilor. Și al îngerilor și respectiv a... Te nebunesc. Da. Asta mai nebunesc. Da, ia spuneți voi, ultima vreme, sau de când memorizați voi, la noutăți, ce mai mult arată televizorul? Faptul de spune. Eu știu ce arată. Da. Televizorul arată stilele, arată toate relele. Toate relele. Ascultați și atenție, o mică atenție, doar câteva minute numai, atenție.